Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă horror, bine v-am regăsit la weekendul horror, desigur, Fierce Fathom Norwood Hitchhike, ne zice aici mare pe ecran. V-a plăcut jocul anterior, deci de ce nu să facem și episodul 2, nu jocul anterior, episodul și mă uitam aici pe ecran, mi-a tras atenția, dacă ai o poveste jmecheră, trimite-o pe e-mail. De ce scrie asta aici? Pentru că se presupune că sunt povești adevărate pe care el le-a transformat în joc. Primul joc a avut 20 de minute, acesta, mă rog, primul episod și al doilea episod are 40 de minute și ne-a costat 2 euro, așa că ar fi bine de 2 euro să vă placă jocul, pentru că puteam să iau o șaorma cu de toate. Am și mai mâncat o șaorma de mult timp. Anyway, Norwood Hitchhike, let's go. Vreau să apeși butonul de like, pentru că îți place weekendul horror, ok? Altfel, degeaba am zici, mai vreau weekendul horror, dar tu nici n-ai dat like când am postat. Gen, nu are sens ce mi-ai explici tu mie aici, ok? Deci, sunt poveștile reale, adaptate în jocuri. Hai să vedem despre ce este vorba în această poveste. Sincer, m-a cam uimit data trecută cu ăla care a intrat peste noi în casă. Dacă n-ați văzut episodul, uitați-vă. Pentru că aia a fost o poveste reală. Asta s-a întâmplat când aveam 19 ani. Ok. Și eu am 19 ani. Și voi aveți, de fapt. Acum am peste 21 de ani. Și mi-aduc aminte foarte bine. Pentru că cât de fricoșat am fost. M-am simțit. Am ezitat să scriu chestia asta pe internet. Dar poate ajută pe cineva. Băi, ești nebun, ce așa horror, mă? Nu știu, bine, nu mi s-a întâmplat niciodată vreo poveste de asta așa horror. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat. I was one of those people that loves gaming conventions. Arele! Gaming conventions, bă, gaming convention am fost și eu la Dreamhack pentru prima oară. Nu știu dacă ați fost în România, avem și video pe canal. Rafael se întâlnește la Dreamhack, sau cum era, când mergeau copiii în spatele meu și o filmam cu telefonul. M-aș duce la fiecare convenție la care aș fi avut șansa. Băi, și mie îmi plac astea de gaming. Mi-ar fi plăcut, uite, de exemplu, să mă duc la una în străinătate, știi? Chiar sunt curios cum se compară față de ce avem noi în România. Probabil sunt mai mișto sau nu știu, poate sunt. Habar n-am. Dar mi-ar plăcea, că în România am fost. Și, dar ultima mea convenție de gaming la care am fost, cea mai mișto, pentru că am mai fost la Bucharest Gaming Week, parcă, a fost Dreamhack-ul care s-a organizat la Cluj. Nu mai știu în ce an era, dar a fost extraordinar de bun. Au venit echipele din străinătate, se băteau acolo pe scenă, aveau niște meciuri mișto și seara ne întorceam cu toți într-un autobuz zi la hotel și noi ne întorceam, cum ar veni noi creatori de conținut, cu tot cu jucătorii de CSGO toți într-un autobuz acolo, știi? Și ei chiar dacă erau oponenți, mergeau toți cu același autobuz acasă. Era funny că mai vorbeau, mai ascultai, mai... Era, chiar a fost tare eventul ăla. Dar după aia nu s-a mai organizat Dreamhack, deci salut. Though my parents weren't always thrilled that it, but a plane ticket would have been too expensive. Deci zice că e biletul scump, că se duce la convenții de gaming și uneori se întâlnește cu prietenii lui de pe online. Ok. Voi vă întâlniți cu prietenii voi și de pe online, gen? Online, offline, dacă înțelegi ce zic. Sau vă întâlniți cu prietenii din offline. Ok, eu tind să vorbesc prea mult. Disconvention was așa, mi-a plăcut mult, m-am simțit bine. And it was așa, trebuie să mă întorc acasă. Când am plecat am realizat că traficul era oribil, gen București moment. I decided that I'd take a long way to avoid, așa voi evita traficul. Dura 12 ore să conduc. Băi, jneb, 12 hour drive. Te-a spart. 12 ore la volan să șofezi, GG. Fără pauză, dacă e pauză, dar nu scria că e cu pauză. Sunt la nou. Asta mi se pare că e ultimul model de S-Class sau? Da. Joacă lumini este ambientale, gen. Și piele cu alb frumos. O să zic în comentarii. Mă, asta ce vedem acolo? Nu-i vedem altceva. Bă, nu citim mesaje de telefon când suntem la volan. Așa că zic ca niște șoferi conștiincioși și să oprim pe contrasens. Și o să citim mesajele. Hai că dacă ai făcut în viața reală asta, ești pașpa. Așa. Trebuie să faci ce trebuie să faci, trebuie să plec, să o conduci în siguranță. Ok. Mamă, vezi cum pleacă de pe loc bolidul ăsta. Fii atent, fii atent. Spuneți și mie 0-100, cronometrați repede. 3, 2, 1 și... Cine e bun și mașina din Flintstone, două împingă aia cu picioarele pe jos, merge mai repede. Ce are mașina asta, eu nu înțeleg. Mă rog. Se presupune că e horror jocul ăsta, deci hai să nu mai facem glume. Asta a fost una dintre glume. Așa, ne dă mesaje. Foarte bine, păcat că nu putem să le citim. Bă, nu pot să mă întorc în spate, gen, n-am banchetă în spate? Oh, hello. Mă, trebuie să recunosc, mașina asta cotește foarte bine, dar de plecat de pe loc nu prea pleacă. Radio nimic?
Ah, n-avem benzină. Am realizat că nu mai am combustibil, jumătate de drum. Mai are încă jumătate până ajunge acasă, gen. Ok. Cred că de-aia e bine să ai întotdeauna în portbagaj o canistră, nu? Sau cum e bine să ai în mașină? Știu că o canistră poate să țină 20 sau 30 de litri. Deci dacă ai o canistră full, ești pe spate. Ne dă tot dă mesaje, părintele, tata, lasă-ne, băi, că suntem la volan. Șebolane, sună, bă, dacă vrei ceva. Dai mesaje. De asemenea, am mai văzut oameni, șoferii aia la volan, de stau cu telefonul la volan. Frate, de ce ai stat cu telefonul la volan? Gen, îl dai pe speaker și îl pui oriunde în mașină, că te auzi și tu și persoana care vorbește. A, ce chestie, chiar am nimerit o benzinărie fix când aveam nevoie de benzină. Mamă, joacă halogenele astea cum X, le faci X-ray la fraier sau cum se zicea. Ce sunt pe astea, faruri Matrix, ce sunt? Sunt faruri cu laser. Mi se pare, s-ar putea să fie pe partea dreaptă rezervorul. Mă rog, hai să oprim aici, să ne dăm jos. Ia vezi, am zis bine? 1000 IQ moment? Bă, mașina asta n-are rezervor. O avea pe capotă. Mă, dar am și... ce s-a întâmplat, mai nebun? Ești de aici, trage iar frâna de mână. Unde e, bă, rezervorul? De ce n-am lanternă? De ce nu se întâmplă nimic? Măi, ca la Dacia pe portbagaj? Citesc o dată, deci încă 6 ore până ajung în oraș. Și ne zice, Holly, va fi târziu când ajungi. Da, ok, și ăsta e un mesaj mai vechi, când ne zice că eram blocați în trafic. Da, am ieșit din trafic. Ok, păi am ajuns și la benzinărie. Bona sera, che tal, mamita? Eu nevoie de niște benzinară, da? Nu știu, motorină, habar n-am. Doamnă, deci noi suntem femei, ok. Vreau și eu $10 la pompa 2. $10? Cât vine $10? 5 lei? Hai, 4 lei. 40 de lei cât vine? Deci avem un dolar, e 4 lei, $10, 40 de lei, am zis bine. Și te alimentezi de 40 de lei, bagă și tu full acolo să avem până acasă, că mai conducem 6 ore, glumești? Așa, you're heading to the bridge, mergi la pod, nu? Dar la podul lui PewDiePie, podul, nu? Norwood Valley Road, I mean, not lot of people, așa nu se duce lumea la pod, ok? Ai grijă, la ce te referi? Păi de 100 de ani mulți oameni dispar când se duc la podul ăla. Și oamenii care îi caută nu s-au întors niciodată. Ok, eu nu sunt Jumbo Șluc, bună poveste. Dar în viața reală nu se întâmplă așa ceva. Da, da, hai, lasă-ne, scutește-ne și ceva. Lasă soliterul ăla și hai, bagă $10 la pompa 2. Oh, ce uite-l pe al nostru cum merge, spui că ești soldat de jucărie. Ai auzit de monstru din Norwood Valley? Ha? Da, ci că e un monstru, mi-a zis asta de la caserie aici. O mare, zici că scrie mistake, mare greșeală. M-am văzut că se mișca cineva? Nu. Dar de ce e mare greșeală, că nu înțeleg. Cum e seara ta? Ce ochelare ai? Unde te duci? Vreau să vorbesc cu noi. Am înțeles, asta este. Așa, ce? Vrem să cumpărăm ceva? Nu cumpărăm nimic, nici nu știu, am bani, n-am bani, holy. Încă o chestie. Dacă vezi o femeie în alb sau albastru, trying to get a ride, încercând să ia o călătorie, nu știu cum să traduc, gen hitchhike. Ai văzut, gândești pe drum, ridici cu degetul și să oprească cine stă la ocazie, exact asta. Nu opri! Doar mergi cât de repede poți. Cine e ea? Oamenii spun că ea a murit într-un accident de mașină. Într-o prom night. Prom night, nu știu, e o noapte de asta de... E o, ceva la liceu, nu, la școala generală sau la liceu, la final, parcă, sau cum era, mă? Înainte de încheierea anului, că se face se organizează o noapte de asta unde dansează oamenii și trebuie să-ți găsești un partener și așa, ceva de genul, cred. Nu știu dacă la noi în România se organizează acest prom night. Își caută revanșă după ce a fost așa, ok. Regardless, she's out for blood. Da, 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 vrea sânge, să nu oprești, am înțeles, ok, o să oprim. Da, 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 o să luăm, cum să nu, cum să nu. Pentru că, na, viața știi cum se zice, faci ce nu se zice să faci. I don't know if you find any shop at this hour, but we are out of dog food. Could you get some for Milo? Să iau mâncare pentru câinele meu favorit, Milo? Ok. Mă, ești tu sigur că nu i-am alimentat? Aia e întrebarea mea.
Aruncă porcăria asta că nu ne trebuie. Gata, tata. Mă, ești sigur că am alimentat? Că e încă gol rezervorul. I couldn't have drive leaving my stuff behind. Pompa 1, pompa 2? Asta e? Eu nu înțeleg unde alimentezi mașina. Dacă când dau click, mă bagă în mașină. Ah, gata. Suntem și noi o domnișoară respectabilă. Mi s-au oprit farurile. Deci butoanele astea chiar merg. Asta e problema jocului, pentru că nu te învață. Nu-ți explică nimeni că butoanele merg. Ar trebui să avem un jumpscare pe aici pe undeva, probabil. Adică șansele sunt cam de 99,9%. Văd ceva în față, cred că e mașina aluia. Sunt pe moarte faruri. Ce-am bă, sunt la poliție eu? De ce fac așa? Asta e podul. Proastă mașină. Ăla accelerează random. Și sunt prea puternice, deci nici nu vezi semnul de circulație. Pare că văd că ne apare în fața capotei o femeie de aia. Oh my god, cineva în spatele nostru stă asta. Asta e podul. Suntem pe podul blestemat. Și n-are ce să ni se întâmple, pentru că fantomele nu există. Hell yeah, brother. Și acum să fie cineva lângă noi, gen. Cam în aproximativ 5 secunde un jumpscare. Șoare, bă! Oh my god, am găsit o persoană. Ce drumul ăsta așa prost? Mi-a morțit piciorul. Ai, 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 ce picior am dat. Driving simulator. Oh my god, nu te cred. Ah, classic. I saw two big logs in the middle of the road blocking the way ahead. Deci a văzut niște lemne pe... Deci textul ăsta ne povestește, ne spune ca și cum ne povestește. Nu vorbește caracterul nostru. Ok. It almost seemed as if someone had deliberately... Și că le-a pus cineva aici. Bă, să știți că sound... It's not expired or anything, right? Gata? Gata, mă. Come on! Nu mai pornește mașina. Come on, come on, come on. Nu acum, pârnaie de mașină. Pârnaie de... Hai, plecăm capota. And just like that, și uite așa am fost blocat în mijlocul nicăierului, fără semnal la telefon. Și uite așa o să fim uciși de către o fantomă. Pentru că random mașina noastră nu mai merge. Doamne, dacă asta e poveste reală, ferească-mă, sfântul, nu mai vreau să ies niciodată din casă, nu mai plec nicăieri. I don't mean to make this sound like a cliché horror story. Nu vreau să iasă o poveste clișeică, dar... În viața mea mi s-a spus... Să nu mă urc în mașina străinilor.
Dar în momentul acela n-am avut de ales. Mi-era frică să mă gândesc cât ar fi durat până trece cineva. Oh my god, ce horror. Holy shit, mai ales că e și fata, adică... Damn. Și n-are nici semnal, adică... Care erau șansele? Ți se oprește mașina random, aleatoriu, fix într-o zonă unde n-ai semnal. Pă bune. Am văzut o mașină că vine. Vărule, ia-mă și pe mine, vărule, că mi s-a stricat. Vărule! Vericu! Ia uite-l pe ăsta, bă. Într-un fel înțeleg. Într-un fel înțeleg că nu te oprești. Știi, să nu te oprești dacă treci cu mașina. Poate nici eu nu m-aș opri, de exemplu. Dar dacă te pricepi cât de cât la mașini și ești așa un mecanic bun sau... Ideea e în felul următor. Au fost cazuri în care, mai ales noaptea, sunt sigur că au existat niște cazuri unde oameni din adins, parcă li s-a stricat mașina sau ceva, te dai jos și apoi te șefuiesc, știi? Mai erau niște cazuri unde mergeai cu mașina și ți se puneau niște oameni în față și în spate și tot așa ziceai că au nevoie, de ajutor, pardon, și până la urmă te șefuiau sau... Adică e 50-50. Mai ales noaptea, știi, foarte scary. Și... Oh, ia că a oprit vărul. Oh. Mi-au căzut căștile. E jos. Și acum să plece, gen. Vărule, ce facem asta? You're the girl from the gas station. Treci de la benzinărie. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai oprit. Ce încerci să faci? Cred că mașina mi s-a stricat. Nu pot să sun la ajutor. Gen, să sun pe cineva. Nu, n-am semnal. Crezi că pot să... Poți să mergi pe mine cu mașina? Unde te duci? Oriunde... Unde pot suna la ajutor. Îți mulțumesc foarte mult. Hurry up. Just throw it in the back. I won't be here. Just throw it in the back. Nu voi fi aici pentru prea mult timp. Ce vrei să fac? Grăbești și trebuie să mă mișc? Am terminat, gata. Hop in, be quick. Pot, am fricoșat eu, omul meu. Ok, ok, gata, suntem bine. Chiar dacă mi-ai zis, mami, să nu mă urc cu străinii, dă-i. Am lăsat mașina cu motorul pornit, aia. Ce se poate întâmpla? Am avut și niște gifiul ăla, dar am fost aia deja, am spălat-o. Cu niște doozy fruit. So you want to tell me who you are, where you're going. Mă duceam acasă. Și mașina s-a stricat. Jason. Ce? Numele meu e Jason. Eu sunt Holly. Mă gândesc că nu ești un ucigaș în serie sau ceva, deci... Cred că e ok. Îmi place bolidul tău de aici, da, da, da. Mergem cam încet totuși, deci... Chiar ai noroc. A trebuit să fiu pe partea asta a orașului în noaptea aceasta. Trebuie să zic, ai foarte mult curaj. Ai idee ce s-a întâmplat mașinii tale? Cred că era bateria, e o mașină veche? Asta este? Cred. Habar nu mi s-a întâmplat, nu cred că e bateria. Nu cred că s-a stricat la baterie, când încă mai aveam... Bine, actually s-ar putea să fie de la baterie, că tot ne pâlpâiau farurile. Actually s-ar putea, dar nu sunt asta sigur că după aia mergea. Nu știu. So what do you think about what he told you back at the gas station? Ah, asta era... Ok, asta nu era ăla de la magazin, era ăla de se plimba prin magazin. M-a speriat. Interesant. Idiotul e ce tuturor care călătoresc pe acolo. Ok, și ăsta a fost ăla de nu credea în povestea cu femeia în alb, cu nu știu ce, cu podul bântuit. Monstru adevărat? N-am văzut niciodată monstrul eu. There are some things. I'm afraid your car breaking down. Dar cred că sunt unele semne, uite, de exemplu, când ți-a stricat ție mașina. Ascultă-mă. Nu vreau să pară că sunt un idiot, dar adu-ți aminte de chestia asta. Nu-i deranjezi și nu o să fii deranjat.
Am deranjat cumva fantomele sau ce încercă să-mi explică? Să-mi explice, pardon, nu înțeleg. Să-mi explică, ok. Bă, dar încet mergem și gen, cine merge în mașină fără radio sau fără muzică? I know, I'm sorry for being a jerk to you before. I'm not the best with people. Cred că la asta se referi, că a fost răutăcios cu noi? Sau eu am fost răutăcios? Nu înțeleg. Nu mai înțeleg care cum ce vorbește, dar ok. Acum ne culcăm. Moment. După ce am mai vorbit puțin, m-a lăsat la un motel. Aparent, ei au oferit asistență rutieră. Și mi-a prins bine puțin, mi-ar fi prins bine puțin o odihnă. Ai grijă, sunt fel și fel de oameni pe care îi poți întâlni, așa mi-a zis, înainte să plec. Sigur. Cât de rău poate să fie? Vacancy. Yo, Ionuțe, ce faci? The man was putting out the creepiest vibes imaginable. Și că n-avea un vibe prea bun. Ai nevoie de o cameră. Gal, nu știu cum se trage, ceva de la fată, gagică sau nu știu. Cât costă o cameră? $40. Oh, naiba. Cash only. Hopa. Camera cu numărul 9, chiar acolo. Vorbește despre mașină. $90. Tommy va avea grijă de ea dimineața următoare. O tractează încoace, nu știu. Bun, o să-i spun lui Tommy tot ce trebuie de spus. Și încă o chestie. Încearcă să nu trezești oaspeții, da? S-ar putea să nu fie prea prietenoși cu tine. Păi, dar de ce să-i trezesc, gen? Habar n-am. Omul ăsta avea un vibe ciudat și că... Așa că și pașpa. Astea sunt itemele mele. Not approved for occupancy. What? N-a fost aprobat pentru ocupare? Gen, n-are aprobare de motel ăsta? Cred că glumești. Ce mă, ăsta motelul horror? Avem mașina care o să fie tractată și dacă țineți minte, este același model de Audi ca în jocul anterior, cred că au refolosit modelul. Sau poate e persoana aia de la... cu care am jucat în episodul anterior, o fi persoana aici, dar îți dai seama că nu. Că sunt povești la persoane diferite, actually. Deci nu ar trebui să se lege episoadele între ele, că sunt povești diferite. Bun, păi eu nu o să furăm mașina asta, gen. Nu. O să mergem la camera numărul 9. 6, 7. Holly? Dad? Tata trebuie să rămân la un hotel în noaptea aceasta, dar nu se trimite că nu avem semnal. Dar uite că am primit mesaj la mama, deci... Holly? Lasă-mă un pic să mă pun în cameră. 8-9. There you go. It was nice and warm. Era drăguț și cald. Mamă, cu tot televizorul. Era un miros. Maschi, așa. Nu știu ce înseamnă. Un miros de casă veche. Al naibă, e cam horror aia. Ce faci aici? Hehehe. Eu sunt Tommy, de la room service. Curățam camera. Ok. Da. Vreau și să mă duc la WC-ul, Tommy, știi de ce cap ai spichește chiar? Hai, pleacă de aici, please wait and go outside. I said go get your stuff. Please wait outside. De ce se ies afară? Și să-mi iau itemele? Nu, el ar trebui să mi le aducă? Să fie un gentleman, că sunt și eu o fetiță? N-avem nici aici semnal. Bă, unde suntem ăla cu camă căi? Ok. Ok. De ce același tablou ce e și acolo? Oh my god. Really needed some soda. Bă, și de trecut am cumpărat, da? Consuming this increases your sprint speed.
Ah, Coca-Cola moment. Consume. Hai, let's go. Mamă, ce viteză am la 3 dimineața. Păi și le pun înăuntru sau... I couldn't get in to any room. Wait, eu aici eram. O, noi bă știu, ucigași în serie asta. Eu nu înțeleg ce cauți mă aici. Had a word with Joe about the situation. Am vorbit cu Joe. Mă, ce față are omul ăsta. Ce e în regulă cu oamenii ăștia? Milă, milă, milă. Dar nu te îngrijora. Ești în siguranță aici. Mă duc să-ți iau mașina. De asemenea, telefonul din cameră nu merge. Dacă ai nevoie de ceva, vorbește cu băiatul de la... de la birou. Am încercat să-l reparăm, dar n-am avut așa mulți oaspeți în ultima vreme. Stai, ce? Să ai o noapte bună. Merge să zici că e robot. Robocop, dă-te vă la o parte, asta e puțin, poți să mă culc sau? Uai, uai, uai. A, mi-a făcut patul, mă. Mamă, e de treaba al nostru. Da, deci se urcă în mașină, mamă, am crezut că e un om acolo. Sau? Se urcă în mașină și se duce să ne ia mașina noastră în miezul nopții, știi? Trebuie să-l apreciem pe omul ăsta. Că el chiar merge noaptea. Nu e frică de nimic. Mă duc să iau și aritmele celelalte. De ce ar trebui să ne meargă telefonul din cameră? Mai contează? După ce că n-a fost gentleman să ne care itemele. Vreau să văd dacă mai zice asta ceva. Right over there, room number 9 it is. You have a great night's sleep, noapte bună. Încuie ușa asta, baricadează-o cu televizoare. O fi asta prin cadă, prin WC-ul pe undeva. Ah, nu se închide ușa, ba da. Analizați tot, hai să facem și noi o baie caldă și după aia să dormim, să ne relaxăm. N-ai bă să fiu. Nu mă văd în oglinzi. Ia că s-a deschis asta. What? Îmi ia microfonul cu ce vorbesc. Dă-i am un alt microfon, înțelegeți? Mai am un microfon în stânga acolo. Și dacă vorbesc, mă aud. Înseamnă că o să intre cineva peste noi în casă. Holy shit. What the fuck? What the fuck? Ești din pat! Premium coffee. Cappuccino. Consuming these items help you stay awake. Dar nu trebuie să mă culc sau nu poate să doarmă? Gâl, gâl, gâl. What? Sunt ok? M-a răpit careva? What the f... Merg pe S și s-au inversat toate controlele. Literalmente merg pe S în față. Ce-au făcut mă ăștia, m-au drogat. Cred că acum știu de ce nu vine lumea aici. Ațipesc sau... Dorm? Beau cafea și mă culc eu. Ce om să mă eu? Nu cred că era cafea aia. 3 dimineața. A, e clar. Joc horror și 3 dimineața. Am fost sedată. Ok.
Deci cineva ar știa că o să... Parcă nu merge telefon... What, a intrat acolo? Mi s-a părut mie sau... Ăla a intrat la mine în dulap? De ce sună telefonul că nu merge? Și de ce a intrat omul ăla cu mine în cameră în dulap? What the... Omul meu e în dulap. Nu mă simt în siguranță să ies afară? Cred că glumești. Oh my god. Ăla m-a fi sunat. Bă, e unul cu mine în cameră. Open the door. Nu ți-am spus specific să nu trezești pe nimeni? Nu ți-am zis special să nu trezești clienții? Am plângeri. Parcă nu dormea nimeni aici. De ce faci toate sunetele alea? Încetează orice îi face. De asta sunt ochii tăi roșii? Menționează cafeaua. Am fost sedată, drogată. Îți bagi joc? Glumești, nu? N-avem mașinării de cafea. Cum mă uit acolo? Ok, ok. Mi s-a luat de nebuneala ta. Am crezut că pentru o dată în viață am și eu un client sobru sau cum se numește, sober, care nu e drogat sau așa. Cred că eu sunt nebun. Îmi urăsc jobul. Brodere, cred că ceva se întâmplă dacă tot îți vin clienți drogați. Unde e? Vrea să-i arătăm ăla. Ok, că ți-l arăt acum. Vino încoace. Vino încoace. Uite-le, exact aici. Ce e, mă, muzica asta? Vino. Oh my god, nu mai e. What? Hopa! Cine ni l-a pus, l-a luat înapoi. L-a băgat în portbagaj aici. Aici. What happened? Show me your coffee machine. I said go back to the room and don't get out. Check the table by the TV. Yo, ce, ok, ăla e, fie pe mână cu celălalt, amândoi sunt pe mână, ori pur și simplu e un nebun aici. Dar mi se pare prea, prea de tot. Plus că e unul la noi în cameră, gen, poftim? E un om exact acolo. Asta era. Mi-a zis ăla că e lângă televizor, dar nu înțelesesem. Ok. Am băut niște apă. Am luat pastilele de somn sau nu știu ce stă alea. Nu se mai oprește apa. Și dormim, gen? Ce se întâmplă, bă, nu-l ia somnul? Oh! Uite, mă, e la ușă cineva. Deschide ușa, am nevoie de ajutor, ce vrei? Sunt mort. I mean, nu trebuia să deschid ușa, come on! Mă gândeam că nu trebuie să deschid ușa. Bă, și m-am ascuns de atâtea ori. Zic că mi-a salvat măcar. De unde mi-a salvat? 12? What the fuck? Glumești cu toate astea aici? Bro, zba... No fucking way. Deci am adormit din nou după ce am băut cafeaua. Și asta iar e în camera la noi, parcă văd. De ce nu ne salvează de aici? Eu nu înțeleg.
Eu nu înțeleg de ce nu salvează din punctul ăsta. Din adins face. Deci nu ai cum să nu salvezi un mic, un mare, mare minus din partea mea. Uite-l pe ăla, deci mare, mare minus din partea mea să nu salvezi aici. Deschide ușa. Te rog, pleacă. Vreau să vorbesc cu tine. Pleacă sau sun poliția. Deci nu erau pe mână. Până și astăzi mi se pare ciudat că managerul a intervenit ca să... A insistat managerul să nu chemăm poliția, că ar fi afectat reputația motelului și că ar fi fost ceva neregulă cu orașul. S-ar fi înțeles aia cumva între ei sau era o șmecherie. Tommy a ajuns cu mașina după ce s-a simțit cam un an. Adică a durat prea mult. Nu m-am mai dus niciodată pe, mă rog, drumuri lungi. Am luat mereu avionul. Probabil ăștia sunt din America și la ei toate statele sunt interconectate cu avion. Asta era finalul? Damn, dude. Dacă ați avea idee cât am rejucat, mi se pare cel mai mare, 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 mare minus. Vezi câte minute m-am jucat? 75 de minute? Cred că ca să facă oamenii zi 60 de minute neapărat, ca să nu poți da refund. Aia cred că e singura mea explicație. Altfel, eu nu-mi dau seama de ce n-ar fi salvat de la ora 3. Pentru că terminai jocul mai repede. Și cred că jocul nu ține 2 ore și de aia, aia e toată șmecheria. Zic, nu știu, altfel nu-mi explic. Mișto povestea și chiar, chiar înfricoșător faptul că, mai ales pentru o femeie, îți dai seama, era stalkerul ăsta nebun care era pe urmele ei și probabil era îndrăgostit sau habar n-am ce fel de psihopat era, că i-a zis pretty lady, dar n-a fost o idee bună deloc să bată la ușă în miezul nopții. Nu numai că i-a trezit pe toți de lângă, dar a auzit și managerul motelului. Damn, da? E foarte înfricoșător, sincer. Adică ce ai putea face ca și, și nu neapărat ca și femeie, ci ca și orice altă persoană ar fi, dacă pleci la drum lung să ții neapărat un spray cu piper sau ceva, altfel nu-mi explic cum ai putea să te aperi, mai ales în situația în care dacă ăla avea o armă sau ceva, nu știu, e chiar, chiar e scary, însă mi-a plăcut, mi s-a părut tare episodul, a fost pe aici pe acolo puțin așa mai ciudățel, dar mai avem încă 3 episoade și... Chiar sunt curios ce povești mai pregătește băiatul. Nu știu când urmă de episoadele, dar când apar, dați-mi acolo un tag în comentarii. Spuneți-mi să băgăm mare episod în Stein. Dacă v-a plăcut, apăsați donașul de like. Ne vedem la viitoare. Pooo!